Așa au încercat elevii să-și atragă clienții. Ce a ieșit din mâinile lor? Am realizat manual niște coșulețe și farfurioare specifice pentru Paște. Din ce sunt construite? Din ziare și aracet. Și sunt pictate. Eu am făcut ouă cu tehnica origami. Am împletit milioane de hârtiuțe și apoi le îmbin și ies diferite lebe de ouă și diferite lucruri. Am făcut niște iepurași care reprezintă Paștele. Din ce sunt făcuți? Din ipsos și apoi pictați. Elevii au fost ajutați și îndrumați de părinți. I-am ajutat doar cu câteva sfaturi, nu cu mare lucru. Și restul au mai venit și cu idei și am făcut totul ca să fie cât mai frumos și mai plăcut. Din banii strânși din astfel de activități, școala a fost dotată cu camere video de supraveghere. Banii donați în fondul asociației vor veni în sprijinul școlii. Și aici sunt diferite activități, reparații, bineînțeles că am putut să achiziționăm camere video pentru curtea școlii și în interiorul școlii și bineînțeles ce va urma. Aproximativ 100 de elevi au participat la acest eveniment aflat la cea de-a doua ediție.